Vom efectua conectarea dispozitivului pentru aplicația M-Active. Vă rugăm să țineți cont că denumirea dispozitivelor diferă de la model la model. Primul pas este cel de verificare al vizibilității Bluetooth-ului de pe ceas. Aici mergem în Settings, BT Settings, Visibility On, Power On. Ambele trebuie să fie active. Al doilea pas, verificăm Bluetooth-ul telefonului. Acesta trebuie să fie activ, iar dispozitivul, în cazul nostru L19, trebuie să-l regăsim în lista de dispozitive disponibile. În cazul în care ceasul se regăsește la dispozitive împerecheate, așa cum îl vedeți la noi, mergem pe denumirea acestuia, iar apoi anulăm asocierea. După efectuarea acestui pas, dispozitivul trece automat în lista de dispozitive disponibile, ceea ce este foarte corect. În cazul modelelor cu apel Bluetooth, în lista dispozitivelor vom regăsi două dispozitive cu denumirea de L19, așa cum vedeți, sau altă denumire în funcție de model. Păstrăm în lista dispozitivelor împerecheate doar cel pentru apeluri, respectiv L19 cu simbolul de Bluetooth în față. Mai departe, mergem în aplicația M-Active dedicată modelului nostru, intrăm în pagina Device și apăsăm Add Device. Începe scanarea când se găsește dispozitivul. În cazul nostru, L19, precizăm din nou, denumirea diferă de la model la model. Apăsăm pe el pentru conectare. Se așteaptă câteva secunde până la statusul de conectat. În momentul acesta, statusul s-a actualizat. Următorul pas este cel de activare al notificărilor. Mergem în pagina Notification, iar aici bifăm și debifăm ceea ce dorim să primim pe ceas. Pentru funcția de găsire ceas, apăsăm Find Device. Ceasul începe să sune și să vibreze în același timp până la apăsarea OK de pe ceas. Aceasta este conectarea completă.